Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 21 pe Diva puteți urmări filmul Shakespeare in Love. Producția distinsă cu 7 premii îl are în centru pe Will Shakespeare, ale cărui chinuitoare crize de inspirație le împiedică să creeze. Însă când o întâlnește pe frumoasa Lady Viola, povestea de dragoste secretă dintre ei face ca rândurile să se scrie de la sine. Există însă două lucruri pe care trebuie să le afle despre aleasa inimii lui. Nu numai că ea trebuie să se căsătorească cu altul, dar și că se dă drept bărbat pentru a obține rolul principal în cea mai recentă piesă a lui Will. And adventure and love above all. Starring Academy Award winner Gwyneth Paltrow. It is a new world. Joseph Fiennes. Scene one. Mwah! God, I'm good. And Academy Award winners Jeffrey Rush. Love and a bit with a dog. That's what they want. Colin Firth. Tide waits for no man, but I swear it would wait for you. Ben Affleck. What is the play and what is my part? And Judy. De la ora 21.30 pe ProTV rulează filmul National Treasure 2 Book of Secrets. Vânătorul de comori Ben Gates și tatăl său Patrick sunt zguduiți de descoperirea unei pagini de mult pierdute din jurnalul asasinului Lincoln, John Wilkes Booth, aflând informații care îl implică pe un strămoș al lor în asasinarea președintelui. Pe măsură ce Ben descoperă cu meticulozitate indicii care amenință să întoarcă pe dos istoria și propria viață, căutarea adevărului istoric se lărgește, transformându-se într-o căutare a celor mai misterioase și mai bine păzite cărți de pe planetă. Every clue leads one step closer. A letter sent by the Queen. You're in danger. You've got to find wherever that leads before they do. To unlocking the mystery, the world isn't ready to believe. Ben, wait. That could be a horrible trap. Sorry, I couldn't resist. De la ora 21.35 pe HBO rulează filmul Welcome to New York. Un expert financiar francez, o întâlnire dezastruoasă dintr-o cameră de hotel și o situație care va scandaliza lumea. Gerard Depardieu oferă o interpretare excepțională în această poveste despre păcate și vulgaritate. Inspirat de unul dintre cele mai mediatizate cazuri din ultima perioadă, filmul urmărește un important bancher francez, pe măsură ce acesta își pierde controlul în timpul unei călătorii. It is a disaster. I didn't do it. You must trust me. Oh, no. That's not. You know who I am. Yeah, why do you do all this fucking? Would you prefer play golf? Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu YOLO pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!